Ducem la aproape 120 de kilometri, două drumuri care, iar la fel și acest drum, nu mai avem dubii că vor fi realizate. Avem de asemenea un drum care a fost propus ca rezervă, alte drumuri ca rezervă și în condițiile în care licitațiile vor veni mai jos și vor rămâne bani vom putea să intrăm pe ele, respectiv pe drumul de la Preasta până la Argentoarea și limita județului Mehedinți și Mehedințul se obligă să facă mai departe și de asemenea un drum care pornește din Leu spre Castranova, apele Vin, Celaru, Amărăști până la limita cu județul Olt, care de asemenea îl preia județul Olt și îl duce mai departe. De anul acesta există un nou proiect european, proiect de Dunăre, așa numit proiect Suiel, adică strategia Uniunii Europene pentru Dunăre și aici trei județe din Oltenia, Mehedinți, Dol și Olt, propun fiecare câte un drum. Drumul propus de noi este unul într-un fel paralel cu Dunărea, mai sus puțin, dar tot un drum foarte mare, un drum care pornește de la Giurgița, ajunge la Urzicuța, la Băilești, la Moțăței Sat, Moțăței Gară, Unirea, ajunge până la Plenița și dincolo la, la limita județului Mehedinți. Deci tot aproape un drum de 70 de kilometri și cu pădurea Bujorului înglobată și așa niște lucruri frumoase partea asta de aici. Iar la fel, acesta e drumul care sunt sigur, nu știu dacă îl vom face tot, dar cel puțin o primă parte a unui tronson din el. Și de asemenea, pe colaborare transfrontalieră România-Bulgaria, pe programul Interreg, doamna Măjină a fost la sfârșitul acestei săptămâni la Vidin, unde s-au discutat aceste lucruri, se reia partea aceasta și noi venim cu ce am început, adică cu drumul care a plecat de la Zăvar și venim spre Valea Stanciului și ne-am oprit undeva aproape de Valea Stanciului, venim cu el până la Segar și trecem prin toată partea asta care a început să se degradeze foarte mult și suntem siguri că și pe acesta îl facem. Deci sunt niște lucruri care ne dau mari speranțe în privința infrastructurii noastre. Sunt câteva sute de kilometri pe care altfel n-am reușit să le facem. Și în plus, și în plus de toate treburile acestea, nu mai putem să facem orice fel de drum și să-l tratăm cum vrem noi. Deci vom vorbi acum de modernizări de drumuri. De aceea trebuie să schimbăm tot ce realizasem noi până acum și să putem să le modernizăm cu toate noutățile care au apărut între timp și să tratăm drumul care trece printr-un sat ca pe o stradă luminată la trecere de pietoni, cu trotoare, cu parcări, cu tot ce e necesar într-un sat, în așa fel încât 50 de ani să nu mai intervii acolo. Da. Niște lucruri foarte frumoase. Da.